Bine v-am regăsit, dragii mei! Mi-amintesc de greu era pe vremuri când nu existau cărți de credit și când nu puteam să plătim cu ele și ne căram cu toți banii în portofel și era foarte dificil, țineai banii la sac, la saltea, pentru că asta în cazul în care îi aveai în așa cantități încât să îi poți ascunde undeva. Era foarte dificil, mai ales pentru că era greu să îi păstrezi în siguranță. Întotdeauna trebuia să te gândești ce faci cu ei. Nu m-am marcat asta pentru că nu am prins vremurile alea și nici ai mei n-aveau atâția bani încât să-și pună astfel de probleme. Dar știu că la Revoluție, spre exemplu, erau mulți care aveau sume de gen 10.000, 100.000, niște sume foarte mari de bani la vremea respectivă, pe care au trebuit să investească și să facă ceva cu ei pentru că a venit inflația și s-au devalorizat foarte mult în anii următori. Da, vorbim acum despre cărți de credit, avem și ne putem folosi de ele, o carte mică de credit în buzunar, nici nu trebuie să-ți mai cari tot portofelul cu tine și rezolvi problema imediat. Mergi la supermarket, la cumpărături, la clinicile medicale, în o mulțime de locuri și le folosești, băncile îți oferă oferte cât mai avantajoase, în așa fel încât să-ți faci acolo cont și să beneficieze și ei de cumva de salariul tău. În același timp și tu ai servicii foarte bune primite de la ei. Cum ar fi dacă acum, spre exemplu, s-ar desfința toate aceste modalități, dacă n-ar mai merge netul, n-ar mai merge rețelele în care se lucrează, ce s-ar întâmpla, cum ne-am descurcat să umplăm cu banii în buzunar, pe unde i-am ține, ce am face. Voi mai țineți bani în casă, spre exemplu, se mai întâmplă lucrurile astea așa în general, îi ținem cu siguranță în bancă dacă sunt sume importante, cel mai bine să le investim, dar sunt curioasă dacă se mai țin banii la saltea. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață!